de alta, dar tare le este drag unul de altul din moment ce numai împreună, numai împreună. Iată, sunt aici, în cele două formule consacrate, Raimond Constantina, Oana Laur. Ce poate fi mai frumos decât să ne petrecem sâmbăta împreună, nu-i așa? Da, da. Ce e, Oana? Ce? Ești foarte îngrijorată. Ce e cu tine? E foarte cald. E cald? Nu, azi e chiar răcoare, crede-ne. Cald va fi în iulie-august. Suntem îmbrăcați. Deci, te întreb așa, ce e cu tine, Oana? Că ești... ești cum puțin... Mă gândesc la părinții mei. Dar ce au părinții? Ce-i cu tine? Au o fică în această competiție. Și nu sunt singuri părinți care au da, așa este, dar cred că sunt puși într-o situație mai puțin plăcută de a-și vedea fica în situații de genul acesta, cum că nu are ce mânca, nu are cu ce se îmbrăca. Și nu cred că pentru aici și până la ce spui tu e destul de departe, nu? Nu stai păi puțin. O să vedeți și dumneavoastră. Tocmai m-ați întrebat în prima parte a galei dacă mai dețin haine de la fosta noastră susținătoare și v-am răspuns. Înseamnă că o să vedem întâlnirea, dar cum de v-ați întâlnit acolo? Păi susținătorii pot veni. Da, dar de unde știu ei unde vă duceți? Probabil la urmări microbi. Noi am fost la trecută, cei 5 fără Oana. Tot acolo? Da. Poate cam așa de unde au știut ei că exact acolo? V-au urmărit până acolo? Orice e posibil. Nu știu dacă au urmărit și eu nu cred. Poate susținătorii altor concurenți. Noi nu știu. Bine, hai că nu despre... Adică ajungem imediat și la piscină să vedem exact de ce nu s-au putut bucura pe deplin Oana și Laur de avantajele unei ieșiri în... ați văzut dumneavoastră, în oraș, în afara casei. Piscină, jacuzzi, sală de sport. Ei au avut însă mai multe discuții și nu foarte relaxante, dar până acolo, hai să vedem ce s-a întâmplat în toate aceste zile între concurenți, că nu degeaba i-am adus aici, ce și-au mai spus, fie la nervi, fie în momente tensionate, în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Știți că e așa își măsoară puterea, care pe care doboară mai repede. Laur, înțeleg că și tu te-ai gândit la treaba asta când ai zis nu mi-e frică nici de tine, nici de Andrei. Nu mi-e frică, indiferent de cum s-ar termina o situație de genul ăsta, nu vreau să creadă că amenințându-mă în felul ăsta mă sperie sau ceva. Dar tu te-ai simțit amenințat? Păi nu, m-a amenințat, nu e vorba dacă m-am simțit amenințat. A spus că când iese afară nu știu ce-mi face și tot așa. Nu aș putea să fiu ipocrit să spun că, na, doi, moare, nu aș... Tocmai că n-am încercat să mă dau cu o coș, că am spus că nu mi-e frică. Dar nu trebuie să vă arătați bărbăția prin pomii. Păi azi, dar nu zic eu asta, invitația, pentru că am zis eu asta. Când își arată inteligența prin telecție. Dar eu am zis că dacă... Care e mai tare, în pumn, care e mai mare, nu, eu mă refeream că tocmai, că nu o să facă ceva de genul ăsta aici. Și nici prin chestiile astea nu să nu duc o stare de panică la chestiile astea. Să zicem. Oare la baza tuturor ostilităților stau sentimente neîmpărtășite? La oglindă, când era Andrei și Cristina, mai ții minte ce i-ai zis Cristinei? Cum că, vai, dar ce norocoasă ai fost tu că l-ai găsit pe Andrei, că mi-aș dori și un bărbat exact ca el. Ok, tu nu ai găsit originalul, ai luat și tu copii. Ea ciulește urechile, adună tot și după aceea se gândește să spună. Te pup. Dacă trebuia să zic asta, trebuia să zic cu Cristina, dar nu a fost așa. Și tu de unde până unde ești cu pielul lui Andrei? Că n-ai nici tatuaje, nici mușchi, nici nimic. Când am avut unele discuții cu Oana, a fost din cauza că ea s-a dat la Raimond. Eu n-am avut cum să dovedesc nimic. Am fost judecată și de susținătorii mei. Eu m-am dat la Raimond? Cum că sunt invidioasă și geloasă pe Oana? Te-am întrebat, Oana, ce faci? Freshmenta? Nu m-aș freca cu tine. Ce mă convine asta? Eu, de fapt, mă dădeam la Raimond, am plăcea de Andrei. Ai, iubita, ce mesaj cu... Nu a fost niciodată niciun fel de apropiere între mine și Oana. Cred că așa-i plăcut să creadă că are un băiat rezistibil lângă el și cum dau la el. Nu trebuie nimic un băiat rece lângă mine. Dacă eu mă dădeam la Raimond, cum spui tu, înseamnă că atunci, la momentul acela de revelion, ar fi trebuit să mă încânte. Pruta ta, magică, oricum lumea de afară știe. Păi... Dar îți dai seama că tu stat ea să gândească, să le pun toate cap la cap. Nu știu eu să-l vreau pe Raimond, că nici eu nu-i mulțumit de el. Laur, n-ai uitat când îmi găteai ochi dulci? Cui? Laure! Când? Nu era cu Viorel. Era în certuri cu Florina. Că stăteau în pat acolo toți trei, era cu Florina și nu m-așa să uita la Laura. Dacă lor li s-a părut, nu știu ce au văzut, eu una nu am sesizat. Adică... Mulțumesc frumos. Nu l-am băgat în seamă. Când a intrat în casă și ți-a acordat atenție, eu sunt sigur că l-aș băgat în seamă. Și când i-ai zis că... De aia de înțeles că îi place de Viorel, nu de Laura. Nu, nu, mincinos și cleptoman. Ce l-a fost Dacă tocmai nu e o jignire, este o boală. N-ai ce să scoți din el, are 12 ani, credem.
Da, da, este chinuit, ești prea tu cu părul ăla. La mine poate că zice Oana ceva, poate înțeleg ceva. Stai liniște, nu e nicio problemă. Îți accept orice insultă care mi-a dus de-aia. Nici o insultă. Să-mi cumpăr o mașină ca aceea. Și acum zici că nu am avut bani să vin la emisiune. Tu singura ești cu gura ta, Oana, nu mi-e rușine nici cu tine, că ai putea să-ți iei o mașină ca aceasta. Și acum zici că nu am bani? Oana, te-ai urcat în... Iar nu știi dacă ești pe nave extraterestră sau într-o mașină, nu știi să închizi ușile. Super! Om, căutai clanța și până untru, dai așa, credeai că ești în 1930. Ți-am spus, zici că eu am inventat gaiera de macaroană, eu n-am văzut așa cea. Nu, mă, tu ai inventat. Nu, eu am inventat mersul pe jos. Păi da. Tu ești miezul din Chiurtoș. E ce mai înclumit asta bunești. Dar acum am dat seama că Dumnezeu chiar e crud, măi, Tina, câteodată, nu știu de ce. Eu am crezut că eu sunt bătut de soartă, dar... Da, hai să vezi peste 5-6 luni când ești pe afară, să vezi ce să mai fie cu tine. Mireasă pentru fiul meu. I-ați auzit cum și-au vorbit, fiecare a scos ce mai avea prin buzunare cu care să atace. Un pietroi, un material, o replică, o discuție. Oana, din ceea ce vrei tu să, din ceea ce spui tu, că stă mult și se gândește Constantina și le pune cap la cap, dai de înțeles că nu face decât niște scenarii care n-au absolut nicio bază reală? Este problema ei, este gândirea ei. Dacă ea s-a gândit la acest lucru, trebuia să spună la acel moment. Nu știu, eu nu mi-am arătat niciodată interesul față de Raymond. Este părerea Constantinei. Dar din punctul tău de vedere, a fost un flirt dinspre tine spre Raymond sau invers? Din punctul meu de vedere, nu a fost niciun flirt de nicio parte. Dar la acel moment, eu țin minte că ea a fost foarte deranjată din partea lui Raymond, nu din partea mea. Adică vrei să spui că dacă are ceva de reproșat, trebuie să reproșeze iubitului ei? S-a întâmplat la acel moment, nu știu de ce aducem în discuție acum. Cum a fost, Constantina? Eu am încredere deplină în Raymond. Problema este că am prea multă demnitate și respect față de mine și nu accept ca o fată să mă ia peste picior, să dea la iubitul meu în fața mea doar ca să mă provoace. Și cu asta am spus. S-a întâmplat asta? Nu s-a întâmplat numai cu Raymond, s-a întâmplat cu toți băieții din casa, asta știe toată lumea și s-a nu vreau să dau asta în urmă cu Raymond. Eu mi-am exprimat la începutul competiției dorința, că așa am fost întrebată fiecare în parte, pe cine vrei să o cunoști mai bine. Eu am spus Andrei și Gabi, nu mi-am inteles nimic de Raymond. Păi tocmai că la început asta mi-a și spus, la început nu mi-a plăcut. Era atât de copil, nu, așa, dar acum mai este atât de matur și gândeam de bine și protectiv. Și făceam complimente pentru relației tale, pentru alegerea făcută. Nici de cum că... Din păcate, uite că eu nu pot nici în momentul lăsa să îi fac complimente iubitului tău. Nici nu îndrăznești, nici nu am avut niciun iubit. Nici nu prietene măcar în momentul ăsta. Da, nici atunci nu am fost prietene, niciodată n-am spus că Oana este prietena mea. Tu n-ai fost prietenă cu nimeni. Tu n-ai fost prietenă cu mine, eu am fost cu tine, îmi pare rău. Și se vede ori de câte ori au un loc voturi din partea concurenților pentru o anumită activitate, se vede câtă prietenie din partea celorlalți pentru ea. Ar fi adică prea mare satisfacția să-mi dea mie vreun vot, adică mai bine să dau. Eu și când am fost și când nu am fost mireasa săptămânii, am primit din partea tuturor voturi. Asta pentru că știu să mă compor cu ei și nu sunt doar lingușitoare. Vai ce bine stă cu rochia asta, vai ce bine te-ai făcut. Da, așa îți spunea ție? Da, de multe ori și mie și celorlalte fete. Eu nu mă bag să am fost lingușitoare pentru că eu sunt singură de la începutul competiției, Constantina. Da, eu nu sunt lingușitoare. Eu dacă am anumite sentimente față de cineva sau apreciez pe cineva, îi arăt într-un mod mult mai frumos, nu așa, lingușitoare. În apărarea să mea, eu aș putea spune că atunci când îmi place ceva, mai bine tac. Totuși, Oana, îi spuneai Constantinei că se va vedea afară cum este Constantina, nu aici. Vrei să spui că aici Constantina nu este cea nu reală? Nu se va vedea afară prieteniile pe care le leagă ea, nu aici. Da, se vede. Dar vreți că nu sunt reale? Marianita este, o consideră mai mult decât prietena mea, Andreea la fel, fosta concurentă. Trebuia să fiți atât de apropiate și când erați în casă. Fost concurenți care mi-au dovedit și îmi sunt alături și le mulțumesc cu această ocazie. Înainte să iasă, și Gabi și Laurent. Și Marianita aș fi fost la fel de apropiată dacă nu s-ar fi întâmplat incidentul care s-a întâmplat atunci când am ieșit pe primul loc și poate am interpretat eu greșit, poate nu, că a fost ironică. Noi eram apropiate până la acel moment mai mult decât era de tine. Bun, hai să nu vorbim despre foștii concurenți, că vă avem pe voi destul, adică destul vă avem pe voi. Totuși, eu vreau să întreb așa, de ce ai zis, Constantina, că Oana și-a ales copia lui Andrei în persoana lui Laur? Ce anume ți se pare care în comun? Pentru că Laur, atunci când era mai apropiat de Andrei, începea să folosească unele din replicile lui. Care? Hei,
Sau într-o zi chiar Andrei s-a oferit afară în curte să-mi ofere scaunul lui să stau lângă.